Vom încerca astăzi, cu ajutorul Domnului, să ne desprindem de pământul care ne ține legați și să ne înălțăm spre lumea la care am fost chemați, de unde am venit și unde dorim să ne întoarcem. Dacă ne uităm la noi, ca adunare și creștini, și dacă ne privim cu ochii cu care ne privește lumea, care nu are nicio nădejde, ce credeți că gândește lumea despre noi când aude că noi vorbim de împărăția cerurilor, vorbim de viață fără sfârșit, vorbim de locuirea cu Dumnezeu, vorbim de noul pământ, vorbim de noul Ierusalim? Ce crede lumea care e fără nădejde despre noi? Ce gândesc ei despre noi? Suntem visători de realitate. Exact. Ai, Lucian a tras exact în cuvântul cheie de astăzi. Lumea ne consideră niște visători. Și pe mine mă scutura unul în armată, tare de tot, și zicea: băi, coboară, măi, cu picioarele pe pământ, băi, ce obletul după? Vă amintiți ce reprezenta pentru faraon visul, țelul, credința, ținta lui Israel și a lui Moise? Ce reprezenta Dumnezeu pentru faraon? Ce era? Nălucă, bine ați zis. Zice, ce umblați după năluci? Pentru el, care era un om materialist, era un om politeist, fără să creadă niciunul din zeii lui, folosindu-i numai ca o politică și ca un mijloc de a stăpâni poporul cu ei, pentru el Dumnezeu era la fel. Era unul dintre zei. Pare că vestește niște dumnezei noi, au zis unii despre Pavel. Noi, într-adevăr, suntem un popor de visători, care visăm cu ochii deschiși, dar și cu mintea trează. Și care visăm niște lucruri aparent rupte de realitate, care însă sunt singurele adevărate. Fiindcă lumea în care trăim noi este cu adevărat o iluzie. Totul este o iluzie, chiar lucrurile materiale pe care punem mâna, acestea sunt iluzii. Într-o zi vor fi nimic. Singura realitate din lumea noastră este cea pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Vorbim despre credință și este numai drept. Oamenii ne întreabă: mai ești la credință? Această întrebare, dacă ești la credință, care nu-i tot una cu dacă ești la adunare, dacă ești la biserică, întrebarea este dacă ești la credință, dacă ești în credință. Credința intervine acolo unde e vorba de ceva de necrezut. Acolo începe credința. Dacă ea se leagă de ceea ce este real și posibil și realizabil, nu e niciun fel de credință aceasta. De acolo de unde începe imposibilul, de acolo decolează credința. Pământul nostru a fost țesut și urzit și zidit pe visuri, pe visurile oamenilor. Oamenii au avut idealuri, au visat să construiască, au visat să cucerească, au visat și au împlinit visurile lor, au visat să zboare dincolo de gravitația pământului și au zburat, au împlinit chiar visul acesta care datează de mult timp, nu-i deloc modern. E foarte mult timp datează din mitologie. Visele acestea toate și visurile acestea toate au avut împlinire, dar cel mai îndrăzneț dintre toate este cel pe care l-au creștinii. Visul că vor trăi veșnic împreună cu Dumnezeu. Visul că au găsit leacul pentru tinerețe fără bătrânețe și pentru viață fără de moarte. Acesta este visul cel mai înalt. Dacă cineva crede că se poate ceva mai mult de atât să spună, dar n-are ce să spună nimeni. Este culmea gândirii și simțirii ființei omenești, înaltul vis al eternității, al vieții împreună cu Dumnezeu. Și ne mișcăm pe acest pământ cu visul nostru în suflet, cu gândurile acestea care ne consumă și ne preocupă, în care ne-am semănat sufletul și cărora am subordonat tot ce avem. Și cine a visat odată așa ceva, cine și-a pus nădejdea în Dumnezeu și în împărăția Lui, scuzați-mă, chiar dacă s-ar încerca întoarcerea Lui în viața
cea fără de astfel de vise. Viața aceasta ar fi cenușie și cu totul pierdută pentru el. N-ar mai avea niciun rost. Vă amintiți ce spunea serva Domnului după ce se întorcea din viziuni glorioase? Viața mi se pare cenușie și grea și aș fi vrut să nu mai mă întorc niciodată aici dacă se poate. Ne-am obișnuit însă așa de mult cu răul, cu nenorocirea, cu păcatul, cu dezastrul. Și din pricina faptului că n-am avut termen de comparație și n-am știut că există o lume mai bună decât aceasta, am ajuns să prindem rădăcini pe aici. Să ne facem planuri pentru ziua de mâine, ca și când n-am mai plecat din locul acesta. Venirea Domnului Hristos este cel mai important motiv pentru mobilizare. Nici de cum pentru închistare. Nu, n-au înțeles Evanghelia cei care procedează în felul acesta. Este motiv de mobilizare extraordinară. Dar aceeași venire a Domnului Hristos este un ingredient care nu trebuie să lipsească din niciun plan, din niciun gând, din nicio lucrare a vieții noastre. Toate aceste lucruri trebuie făcute și trebuie făcute foarte bine cu Dumnezeu în minte. Ceea ce am ajuns să credem din cuvântul lui Dumnezeu a devenit visul vieții noastre. Și unii avem, chiar de curând mi-am dat seama că am aproape 30 de ani de când s-a înfiripat și în sufletul meu visul acesta al împărăției. Și de când caut și urmăresc și doresc din toată inima și pentru aceasta trăiesc și dacă aș muri aș vrea tot pentru aceasta să mor, pentru visul acesta extraordinar pe care l-am auzit la 17 ani, adresat mie personal prima dată. Pentru visul acesta sunt oameni între noi care au călătorit 10 de ani, care au jertfit tot ce au avut. Sunt oameni al căror nume a rămas printre noi, ca unii care au trăit și au murit pentru gândul acesta. Lucru care mă înfioară din când în când este ca nu cumva să ni se moaie aripile visului nostru, să se topească, să se strâmbe, să deraieze, să devieze zborul nostru și să uităm unde am plecat, din pricina lumii în care ne găsim. Mari oameni ai lui Dumnezeu au fost mânați de visele lui Dumnezeu. Moise mergea în fața lui Faraon, apoi mergea în fața unui popor de sclavi, îl ascultau și unii și alții și cei mai mulți îl considerau un nebun visător. Cum ar putea scoate Dumnezeu un popor de milioane de sclavi, brutalizați, needucați, înnebuniți de muncă, murind de tineri? Cum ar putea scoate Dumnezeu un astfel de popor din încleștarea celui mai puternic imperiu care stăpânea lumea atunci, care era militarizat și securizat în toate aspectele lui mult mai tare decât putem să ne închipuim noi? Ce să facă Dumnezeu ca să se împlinească așa ceva? Dar Moise merge înainte, el are un vis. El crede și visează cu ochii deschiși că poporul acesta va locui în țara lui, că va sta sub via lui și sub smochinul lui, că va lăuda pe Dumnezeu, că poporul acesta va primi pe Mesia, acesta este visul lui. Și în ciuda tuturor frământărilor și opreliștilor și Moise continuă în lupta pentru împlinirea visului său. Vă mulțumesc. Și dacă ar fi fost să moară pe drum, cum s-a și întâmplat, cu acest vis ar fi murit în suflet. Acestea sunt lucruri la care un om nu poate renunța pentru niciun preț în lume și este dispus să plătească prețul. Nu există o explicație psihologică a faptului că apostolii au pornit să evangelizeze lumea alta decât că au fost dominați total de visul acesta, că vor evangeliza lumea, vor merge în toată lumea și vor predica Evanghelia. Altă explicație nu există. Ce ar fi făcut pe ei să înfrunte moartea și să sufere moarte de martiri cei mai mulți dintre ei? Dacă n-ar fi fost așa ceva la mijloc. Era ceva pe care ei nici măcar nu-l puteau spune în cuvinte, dar viața lor vorbea la fiecare pas de lucru care stăpânea cu adevărat sufletul lor. Și ei au fost gata să plătească.
Biblia vorbește despre fiii veacului acestuia care sunt bune exemple pentru noi. Citesc totdeauna cu plăcere și cu înfiorare viața lui Martin Luther King. I-am citit predicile, sunt zguduitoare, sunt cutremurătoare. Este un om care în mod clar știe ce vrea. De multe ori stai și asculți o predică și te întrebi la început încotro merge firul acesta, despre ce poate fi vorba. Dar când îl asculți pe el, este atât de clar, este atât de direct, e transparent, e lacrimă. Și una dintre afirmațiile lui făcute chiar cu puțin înainte de moartea lui a fost aceasta: I have a dream. Am un vis. Am un vis. Și visul lui era că într-o zi copii negri și albi și japonezi și de toate felurile se vor putea juca împreună pe dealuri în Tennessee, în Alabama, se vor putea bucura împreună în școli, nu vor exista magazine pentru albi și pentru negri, nu vor exista secțiuni în trenuri pentru negri, pentru albi în autobuze. Am un vis, spunea el. Și rasiștii, când auzeau această expresie, am un vis, scrâșneau și nebuneau după în setea lor de sângele omului acestuia. Niciodată, am un vis, spunea el. Numai că acela care are un astfel de vis trebuie să fie gata să plătească prețul. Și astfel de vise, astfel de visuri înalte, nu se vor împlini uneori decât cu prețul cel mai mare, care este sângele visătorului, ale zburătorului acestuia. Martin Luther King a fost împușcat, mișelește, brutal și totuși semnificativ. Și când a fost împușcat și când trupul i-a căzut jos într-o baltă de sânge și când vestea a mers ca fulgerul în toată America, toți au zis visul lui s-a prăbușit odată cu el. Nu, tocmai aceasta a fost ceea ce a dat aripi visului. Fără sângele acesta vărsat, visul lui ar fi rămas un vis. El a fost gata să plătească prețul și l-a plătit. Nu ne-a cucerit încă sufletul cu adevărat împărăția cerurilor, dacă nu suntem gata să plătim prețul împărăției cerurilor. Nu că noi am cumpărat cu ceva împărăția care a fost cumpărată și răscumpărată. Dar avem ceva în noi din acela care a plătit cu sine prețul. Aceasta nu este altceva decât o umbră, o adiere a prezenței lui Iisus în viața noastră. S-ar putea să fie puțin suporter pentru visul nostru și așa este. Puțini sunt cei ce o află, spune Biblia. Aici, în adunare, s-ar putea să fie oameni care au planuri, au proiecte și care sunt întâmpinați cu batjocură, cu dispreț, cu... Chiar aici, dar nu vă temeți. Nu vă temeți. Ai un vis de la Dumnezeu, nu te opri până nu-l vei împlini. Vă rog, notați ceva în carnețele sau în sările memoriei. Notați ceva. Înainte de potop, Noe a fost în minoritate. Dar după potop, cum a fost? Majoritatea a fost după potop. Vine o zi când raportul se schimbă. Să nu depindă nimeni de majoritate, ci să depinde de izvorul visului. Suntem considerați niște oameni închipuiți, cu închipuiri, care visăm cu ochii deschiși. Mai mult decât atât, suntem considerați niște inventatori, în sensul cel rău al cuvântului. Ce ziceți când... Care a fost greșeala fraților lui Iosif când i s-au adresat, sau când a vorbit între ei la apropierea lui, pe când venea el către ei, cum i-au zis ei? Făuritorul de vise. Vine făuritorul de vise. Că au vorbit de vise, bine au vorbit, așa era. Numai că ei au spus ceva în dreptul lui. Ce au spus? Că le-a făcut el, că le-a făurit el. Vine făuritorul de vise. El era nu făuritorul, ci purtătorul de vis. Era purtătorul de vis.
Și din ziua când a avut visul și visele, toată viața lui a gravitat în jurul lor. N-a obosit așteptând ani de zile și nu s-a descurajat când împrejurările erau atât de descurajatoare și când indicau toate contra. A continuat să-și urmărească visul. Mă rog lui Dumnezeu să ne răscolească sufletele astăzi pentru visul nostru de a fi într-o zi în picioare și în bucurie și în fericire, fie preschimbați, fie înviați din morți, întâmpinând pe Domnul Hristos în văzduh. Acesta este visul credinței noastre. Mă rog lui Dumnezeu să răscolească în sufletul nostru nădejdea aceasta, cum îi spunea Pavel lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine, nu-l lăsa să moară, nu-l lăsa să se topească. Adu-ți aminte că a trebuit să treci prin strâmtorări mari pentru lucrul acesta. A trebuit să plătești preț și a trebuit să suferi. Și ai fost gata pentru lucrul acesta. Fac totul pentru Evanghelie, ca și eu să am parte de Evanghelie, spunea apostolul. Judecătorii noștri de astăzi sunt aceia care s-ar putea să schimbe locul cu condamnații mâine. Am citit ceva foarte de mirare. Abraham Lincoln era lawyer inițial și însoțea pe un judecător itinerant cu o echipă mare de lawyeri. Venea judecătorul în oraș. Venea în oraș, veneau toate cazurile la el, judecătorul le nota, le gândea și a doua zi rostea sentințele. Ăsta a spânzurat, ăsta a împușcat, ăsta a achitat și își lua trăsura și pleca în oraș, într-un oraș mai departe. Judecătorul ambulant și judeca și acolo. Lincoln a făcut parte dintr-o astfel de echipă, în echipa judecătorului acestuia și au fost aduse mai multe cazuri. Le-a ascultat judecătorul și a spus mâine să vă întoarceți. S-a întors tot orașul, Mill Creek se numește orașul, tot orașul s-a întors. A doua a zis, asculte sentința în cazul unuia care împușcase pe cineva, în cazul unui tâlhar, în cazul unui, mai multe cazuri prezentate acolo. Și spre surprinderea tuturor, judecătorul achită pe criminal, achită pe hoț, achită pe tâlhar, achită pe toți și condamnă la moarte pe unul care era doar suspectat, un om sărman din oraș de acolo. Orașul a fost indignat și a strigat, ce fel de judecată este aceasta? Abraham Lincoln s-a ridicat și a spus, zice, aveți încredere în judecata judecătorului, el știe ce face, el știe ce hotărăște, aveți încredere. Lincoln mergea atât de încrezător după judecătorul acesta. Orașul n-a închis ochii în noaptea aceea, ci au întins antenele și peste tot s-au făcut cercetări severe, serioase, lupte. Cum de s-a ajuns la această concluzie? A doua zi dimineața s-a întâlnit în orașul în piață, judecătorul și lawyerii erau toți acolo, condamnații la moarte erau acolo, achitații erau acolo, toată lumea era acolo. Un singur lucru se schimbase față de ziua precedentă. Judecătorul a fost descoperit că luase mită de la criminal, de la tâlhar și de la hoți și a fost el însuși spânzurat în dimineața aceea acolo, în piața cetății, în fața orașului acelui. Nu vă temeți dar de judecătorii voștri cei nedrepți. Mai devreme sau mai târziu se va descoperi mita pe care au luat-o ca să înfăptuiască nedreptatea. Nu va exista vopsea, nu va exista pământ să acopere când va descoperi Dumnezeu. Lupta și arma cea mai puternică a diavolului este descurajarea pe care încearcă să o arunce ca un lințoliu peste sufletele celor care încă mai cred, încă se luptă să-și păstreze visul și credința și încrederea lor în ceea ce Dumnezeu a promis. A venit ziua când Israel a intrat în țara lui, au locuit în case de piatră, așa cum li s-au spus, au stat sub vii pe care nu le-au sădit și sub zmochini, au avut izvoare de apă, au avut munți de aramă. Din toate bunele cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus, n-a rămas niciunul neîmplinit. Și atunci ei n-au putut să nu-și aducă aminte că la început totul a fost un vis. Și n-au putut să nu mărturisească, greu mi-a venit să cred că se va întâmpla așa ceva.
N-am putut să cred. Nu-mi venea să cred, nici astăzi nu-mi vine să cred că este adevărat. Dar atunci când visele și mai ales visul nostru al veșniciei se spulberă și pare că nu ne mai lasă niciun temei de a crede, atunci ce mai este de făcut? Ce mai este de făcut cu visul Advent, când zeci de mii de oameni au pornit în așteptarea și în împlinirea acestui vis și peste noapte se sfarmă visul, se face pulbere și zeci de mii de oameni se retrag și rămâne o mânuță de oameni care rătăcesc sub degetul arătător și acuzator și batjocoritor al lumii din vremea lor. Și până în ziua de astăzi, din lăuntru și din afara bisericii, nu încetează batjocura referitoare la nădejdea aceea pe care au exprimat-o ei atunci. Ce vor spune acei judecători în ziua când acei așteptători și alții ca ei din toate veacurile vor face o simplă și scurtă afirmație în fața judecătorilor lor când vor zice: iată, acesta este Dumnezeu despre care vă spuneam noi că vine să ne mântuiască. Acesta este! Nu, acesta e posibil că va veni. Iată, acesta este! Judecătorii aceia cu fețe palide vor pieri. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Aș vrea să deschidem împreună în capitolul 19 al cărții lui Iov și să citim cuvintele unui om al cărui vis părea spulberat din toate direcțiile. Un om căruia nu-i rămăsese niciun fel de nădejde sau de lucru asupra căreia sau pe care să se poată rezema. În versetul 23 spune: aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie, pentru că n-am să mai pot să stau să mărturisesc pentru cuvintele pe care le spun, aș vrea să fie scrise în stâncă. Chiar dacă eu voi muri, aș vrea să rămână cuvintele mele săpate acolo pentru generațiile care vor veni. Ce cuvinte? Iată cuvintele: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Acesta este visul lui. Visul lui cel spulberat și totuși prezent. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Acesta era visul lui și aceasta era nădejdea lui când visul se spulberase. Spune el: nădejdea mea se va coborâ împreună cu mine în mormânt și împreună vom vedea pe Dumnezeu, eu și nădejdea mea. Nu numai lumea care îl înconjura, dar prietenii din jurul lui îl considerau un om cu mintea rătăcită. Prietenii lui teologi îi dovedeau cu teologia că nu sunt motive să mai creadă așa ceva. Și el spunea: chiar dacă eu voi vedea pe Dumnezeu, dar nu-L voi vedea așa cum îl vor vedea cei mai mulți, se vor uita și vor pieri, ci îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Am un vis. Așa a spus el. Și visul lui s-a împlinit și se va împlini la literă. Și Dumnezeu are un vis cu fiecare dintre noi. După cum noi avem un vis cu cuvântul lui. Are un vis cu noi că într-o zi ne va vedea fericiți, ne va vedea bine. Dumnezeu are un vis cu noi chiar acolo unde n-ar mai trebui să mai fie nicio visare și unde cel rău acuză și spune că nu sunt motive în dreptul acestei persoane să mai crezi sau să mai contezi pe ceva. Domnul încă are un vis. El încurajează pe femeia aceea căzută în rușine, în disgrație, în mizerie cumplită și îi spune: în dreptul tău eu visez și am încredere
că te vei duce și nu vei mai păcătui. Dumnezeu nu predestina pe femeia aceea să nu păcătuiască, să nu mai păcătuiască. Și ea n-a trăit o viață curată de atunci încolo, pentru că a fost predestinată în acel moment să nu mai păcătuiești. Nu. Ea a trăit o viață curată pentru că a crezut în ceea ce Dumnezeu i-a spus. A prins visul acesta din zbor al unei vieți frumoase, fără păcat. Și a crezut în Dumnezeu să nu mai păcătuiești. Și s-a împlinit visul lui Iisus cu ea. Și visa Iisus când se uita la trădătorul, la cel care avea să se jure, să se blesteme că nu l-a văzut niciodată și nu-l cunoaște, la cel care avea să trădeze lângă foc. Amândoi au fost așa de aproape. Se uita la acest potențial trădător, se uita la inima lui mare și generoasă care se găsea ascunsă sub înfățișarea lui aspră, și visa în dreptul lui că se va întoarce înapoi la Dumnezeu și că va întări pe frații lui. Petru nu s-a întors la Dumnezeu și a întărit pe frații lui, fiindcă a fost predestinat prin cuvintele acelea de către Iisus. Ci s-a întors fiindcă a prins visul, a crezut în el din toată inima și l-a împlinit în viața lui. S-a întors înapoi și Iisus l-a privit cu mare dragoste, cu bucurie, ca bucuria lui Iosif când a văzut împlinirea visului după atâția ani. Și a văzut că visul și încrederea lui și faptul că a contat pe omul acesta, toate s-au împlinit și ca într-un vis îi vorbește mai departe, acum săpaștoile mele, săpaștoițele mele, am un vis că tu vei păstori poporul meu, cred în ce am pus în tine, cred în ceea ce sufletul tău simte pentru mine, tu să faci lucrarea aceasta și mai mult decât atât am un alt vis, numele tău va fi scris pe temeliile împărăției cerurilor. S-a adresat tuturor și vorbea de visul lui. Când zicea, voi veți sta cu mine la masă în împărăție, am acest vis, am această încredere în Dumnezeu. Voi vedea cu ochii ceea ce astăzi cred. Și cei mântuiți nu vor ajunge acolo, fiindcă au fost predestinați de Iisus să fie la masă. Ci vor ajunge acolo, fiindcă au prins acest vis și au făcut din el viața lor. Și în ziua când Iisus însuși se va încinge și va servi la masă, ne vom uita la el și vom spune, Doamne, visul tău s-a împlinit. Și el se va uita la noi și ne va spune, visul vostru s-a împlinit de asemenea. Visele noastre s-au întâlnit și s-au împlinit împreună cu Domnul Hristos. Acolo, în împărăție, am un vis, spunea Iisus, că voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu va rămâne nimeni care să nu fie atras. Și într-adevăr, oriunde ajunge vestea aceasta, sau oriunde ajunge influența Duhului Sfânt, sau lucrarea îngerilor, sau unda care poartă numele acesta, video sau audio sau internet sau de orice fel, oriunde ajunge unda aceasta, nu există ființă care să nu se simtă atrasă. Visul lui Iisus s-a împlinit. Dacă un om rezistă atracției acesteia sau îi dă curs, aceasta rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi, dar vrând sau nevrând, suntem toți supuși acestei irezistibile atracții. În Isaia, capitolul 11, evanghelistul Vechiului Testament dă curs visului lui Dumnezeu și spune... Lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Este un vis al lui Dumnezeu. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii, copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului, nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Acesta este visul lui Dumnezeu. Lupul să locuiască cu mielul, pardosul cu iedul, vițelul cu puiul de leu. Dar permiteți-mi să dau ecou cuvintele lui Pavel, cred că nu pe boi îi are Dumnezeu în vedere aici. Și când vorbește aceste lucruri, la noi se referă. Că unul e ca lupul,
Și altul e ca mielul. Unul e ca pardosul, altul este ca iedul, altul ca vițelul. Aceștia, spune Biblia, vor locui împreună. N-am să uit cuvintele pe care le-a spus fratele Cazan aici, într-o predică. Unii se vaită și se frământă, vai, dacă o fi și cu tare în ceruri, ce mă fac? Dumnezeu are alt vis. Și acolo nu va fi nimeni care să se vaite că este cineva chipurile acolo. Unul nu vine la adunare aici pentru că e cu tare aici. Dacă ar ști că nu e, ar veni. Unul nu vine fiindcă predică cu tare. Dacă ar ști că predică altul, ar veni. Fii-va așa în ceruri? Vreau să întreb. Locui vor astfel de suflete plaiurile cele veșnice? Nici o îndoială. Nu-i nevoie de credință în direcția aceasta. E nevoie doar de un pic de rațiune. Pentru că astfel de oameni nu vor întuneca sau vor tulbura curțile cerului. Nu va fi nimeni tulburat că e altul acolo. Va fi însă o tulburare teribilă, și anume că nu va fi unul acolo. Atunci, dacă azi am ajuns să dorim lipsa cuiva de la adunare, aș bucura dacă n-ar mai veni ăsta la adunare, dacă am ajuns să ne bucurăm de așa ceva, ceea ce este tragic, este greu, este o suferință pentru Dumnezeu lucrul acesta, atunci ne vom sfâșia ca acel pe care l-am dorit noi să nu mai vină la biserică mai bine, să nu mai vină, sau îi vom simți groaznic lipsa aceluia. Va fi ceva lips, va fi ceva rupt de acolo, care nu poate fi înlocuit nici cu un înger, nici cu nimic altceva. Va fi o lipsă teribilă. Am un vis, spune Domnul în cuvântul lui, și dacă am luat bine seama, cartea Apocalipsei este toată un vis. Am văzut cetatea lui Dumnezeu, am văzut piața cetății, am văzut râul, am văzut pomul, am văzut. Toată aceasta este un vis. Și credința noastră toată este un vis. Nu-mi este jenă să spun aceasta celor care se închină la rațiune. Nu-mi este jenă să le spun. Sunt un visător și voi muri un visător. Și voi trăi visul pe care l-am crezut. Poate nu voi apuca să mai văd mormântul, dar voi vedea în mod sigur visul pe care l-am trăit toată viața mea. La masa mea, în casa mea și în drumurile mele și în gândurile mele, voi trăi acest vis. Spun aceasta din pricina aceluia care mi-a dat visul acesta când eram încă tinerel. Și când am venit aici la Loma Linda, am venit cu un vis în inimă. Vă cunoșteam mai dinainte, am făcut cel puțin cunoștință cu istoria acestui loc. Și istoria Loma Linda era cunoscută în lume și în țară și peste tot. Dar am venit cu un vis aici. Și o mică parte din visul meu a fost acela că într-o zi o să avem adunarea noastră. N-a fost numai visul meu acesta, ci a fost visul nostru al tuturor. Și a fost providența lui Dumnezeu că visurile noastre s-au întâlnit la oaltă și a fost bine. Undeva departe de noi era un alt om care visa că într-o zi va dona această proprietate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și a plâns de bucurie în ziua când a putut și a văzut visul cu ochii împlinit. Și l-am văzut de multe ori atât de bucuros și de pătruns că i s-a împlinit visul. Și aceste nimicuri ni se întâmplă pe pământ ca să înțelegem că acele eterne, acele mari pe care le-a promis Dumnezeu, și ele se vor împlini în același fel în care s-au împlinit acestea. Am mai visat în visul meu și încă visez că locul acesta va deveni o lumină pentru lume. Săptămâna trecută am primit un telefon din Las Vegas. Cineva mi-a spus, zice, sunt româncă la telefon. Zice, nu mă cunoașteți, sunt româncă. Dar vă văd pe computer. Văd adunarea pe computer, sunt atât de fericită. Și alții din Arabia Saudită au trimis un e-mail. Și unii de prin Sud America și alții de prin Indonezia. Și te mir de unde în lume.
și din Europa și de peste tot. Dar acestea nu sunt decât mici stropi care cad. Planul lui Dumnezeu cu noi este mult mai mare, visul încă nu s-a împlinit. Și cum întreba un frate și prieten al nostru, zice, de ce mi-o fi îngăduit Dumnezeu viață mai departe? Iată de ce. Iată de ce. Pentru că visul încă nu s-a împlinit în totul. El este în plină desfășurare. În timp ce noi stăm aici, apoi mergem la treburile noastre, chiar aici lângă noi, în spate, se înalță tăcut farul din port. De aici, o mână de visători, de oameni cu visuri înalte, gândesc, visează cu ochii deschiși și cred că Evanghelia o să meargă în unde și în raze până departe la marginile lumii. Visează că într-o zi vor fi pe satelit și că vor acoperi toată fața pământului predicând Evanghelia. Aici, lângă noi, în baraca aceasta de metal. Știți baraca aceasta din spate sau nu? Da, sigur. Ați văzut bannerul acela din pânză? E numai o pânză la ora aceasta. Dar Dumnezeu are visuri mari cu locul acesta. Are gânduri înalte și cu fiecare dintre noi în același timp. Aș vrea să încheiem dimineața aceasta visul nostru frumos, citind din capitolul 21 al cărții Apocalips, citind câteva expresii legate de vis. Versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și pe porți erau scrise numele seminților fiilor lui Israel. Și spune cum erau distribuite porțile. Și vorbește despre zidul cetății și despre temeliile lui, cele 12 temelii, care poartă numele celor 12 apostoli ai mielului. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului, în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului. Era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acesta este visul. Dumnezeu să lucreze la împlinirea Lui și cu noi. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim că în dimineața aceasta ai tulburat apele în sufletul nostru și ne-ai întors mintea și inima către visul cel sfânt și etern pe care l-ai pus în inima noastră. Tu, Doamne, ai pus în noi gândul veșniciei. Dacă nu-l puneai Tu, nu era acolo. Dar îți mulțumim și aceasta este o dovadă pentru noi că Tu ești prezent în viața noastră, că lucrezi și lupți pentru împlinirea visului acestuia cel mai înalt la care poate aspira o ființă omenească pe acest pământ. Îți mulțumim pentru înaltele visuri ale oamenilor,
cu gând bun, care s-au împlinit în lumea noastră. Dar noi suntem în așteptarea celui mai mare dintre visuri. Ajută-ne, Doamne, la aceasta pe toți. Te rugăm pentru dragostea Fiului Tău și pentru prețul cel mare care a fost plătit pentru mântuirea noastră și pentru împlinirea visului acestuia. Să ne dai și nouă prilejul celor care stăm aici înaintea Ta în dimineața aceasta. Să putem sta în picioare și vedea cu ochii ce am crezut o viață întreagă. Să Te vedem pe Tine și numele Tău să fie pe frunțile noastre. Așteptăm cu dor fiecare zi să fie ziua cea mare pentru împlinirea visului acestuia și pentru toate și pentru tot. Te lăudăm de aici, din Valea Plângerii, pe Tine, Tată, pe Domnul Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin.